Vă salut, sunteți pe canalul Clipe Croșetate și astăzi vin cu o prezentare de set croșetat. Acesta s-a realizat singur pentru că inițial eu am venit doar cu căciula. Deci eu am realizat-o, este primul tutorial din 2023. Cei care deja au văzut-o au și încercat-o în lucru. Sunt câteva persoane care mi-au trimis poze cu căciulițele gata. Deci tutorial către aceasta o să găsiți în descriere și pe canal, ca de obicei, pentru că acolo vă invit să vă uitați, pentru că acolo lucrăm pas cu pas acest model, este deosebit. Avem și o adaptare interesantă pentru această margine. Începem căciula de sus, de la creștet, și să știți că chiar căciulițele începute de sus, eu am mai spus asta, ele se așează mult mai bine și se adaptează mult mai bine pentru mărimile pentru care lucrăm. Nu comparați cu o căciulă tricotată, da, o căciulă tricotată mult mai bine arată când este începută de jos. Pe când dacă vorbim despre una croșetată, cel mai bine, cel puțin în varianta mea, eu le văd aranjate cel mai bine dacă le începem de sus. Este într-adevăr călduroasă și are și un model deosebit. Și după ce am realizat această căciulă, nu m-am gândit foarte mult, mai aveam un pic de fir și am realizat și o eșarfă triunghiulară asimetrică. Pentru acest mod de lucru este tutorial, îl veți găsi și în descriere. Iarăși lucrăm pas cu pas, orice începător se poate realiza această eșarfă pentru că este cel mai simplu mod de a lucra. Apoi am atașat și ciucuri. Și cum se atașează ciucurii, de asemenea, găsiți informație foarte utilă la mine pe canal. Deci tot de ce aveți nevoie este deja prezentat pe canal, acum să aveți materiale și dorințe de lucru. Foarte multă informație găsiți vis-a-vis de căciulă în tutorialul ei. De aceea, mai mult, astăzi o să mă opresc la această eșarfă și am să vă spun, în primul rând, deci eu am lucrat-o cu o croșetă de 4 mm, și am folosit 120 de grame de fir. Și aici am folosit două culori. Deci este acest degrade frumos, care este acril premium și, prin urmare, am și rânduri lucrate cu fir negru, care este lână acrilică. Din vreme în vreme, am lucrat doar cu firul ăsta negru, pentru că îmi trebuia să câștig în lungime. Știam foarte bine că ce aveam eu din acest degrade nu o să-mi ajungă. Și astfel am găsit soluție. Am croșetat rânduri doar cu firul negru, din vreme în vreme, și el s-a combinat aici perfect. E ca și cum am lucrat dintr-un fir. Vedeți cât de frumos se deschid aceste culori. Acum, hai să vorbim despre dimensiuni. Deci, în lungime, el măsoară 1,30 m. Asta fără ciucuri. Deci, doar din colț în colț. Și de sus în jos are 62 de cm. Acest desen se așează practic pe orice fir, deschide orice fir foarte bine, pentru că el poate fi lucrat și într-o singură culoare. Și este și foarte aerat, așa încât îl putem purta și în interior, sub o geacă, dar și în exterior. Eu prefer să-l port pe deasupra, pentru că este mult prea frumos să-l ascund sub haină. L-am purtat deja de câteva ori
în perioada sărbătorilor și să știți că am fost foarte, foarte, foarte mulțumită. Este un proiect de care sunt mândră, ca de altfel de toate celelalte. Este un set care s-a lucrat așa, dintr-o suflare, și căciula și eșarfa am lucrat-o la finalul anului 2022, însă pe canal, iată, vi le prezint acum. Vă mulțumesc pentru atenția cu care mă urmăriți, vă îndemn să rămâneți aproape de canal, să nu plecați foarte departe, să vă abonați, pentru că așa aveți în listă toate tutorialele mele. În plus, dacă nu vă orientați foarte bine pe canal, deschideți tutorialul pe care l-am intitulat Vă invit la o plimbare pe canal și acolo vă arăt cât de ușor puteți găsi ceea ce aveți nevoie. Este mai simplu decât vă închipuiți. Deci, toate astea fiind spuse, eu vă invit să lucrăm și în acest an împreună, să încercați măcar câteva din modelele pe care urmează să vi le prezint. Nu vă deschid foarte multe paranteze, însă o să fie niște proiecte foarte, foarte interesante, foarte ușoare și foarte deosebite. Vă îndemn să croșetăm cu stil, cu drag și cu bucurie. Toate bune și pe curând!